Deci câteva aplicații acum. Da? Deci ce am reținut? Care sunt formule importante care trebuie să știi cu tine? Da? Celelalte mutări, aranjamente și combinări. Hai să le avem aici. La aranjamente am scris. La permutări de N egal cu N factorial. Și combinări de N luate cu K egal cu N factorial, supra K factorial. Pe unde e N minus K factorial, da? Și să zicem, calculați. Facem niște aplicații, da? Calculați. Combinări de 5 luate câte 3 plus combinări de 5 luate câte 3 plus aranjamentul patron de 5 luate câte 3 și plus permutări de 5. Egal cu unul din cei doi Vlad. Vlad 1. Da. Te rog să vorbești. Egal cu. Așa, este egal cu 5 factorial. Așa, 5 factorial supra. 5 factorial supra 3 factorial. Da. Pe lângă 5 minus 3, tot factorial. Corect. Plus? Plus la aranjamente. La aranjamente 5 factorial. Da. Supra 5 minus 3, tot factorial. Da. Plus? Și plus 5 factorial. Plus 5 factorial. Egal cu mai departe, te rog să vorbești, continuă, scrie și ție. Este egal cu 5 factorial, îl scriem ca să facem descăderea? Deci, scriem. Spune. Da, 5 factorial. Supra 3 factorial ori 2 factorial. Deci 5 factorial supra 3 factorial ori 2 factorial plus? Plus 5 factorial, da. Supra 2 factorial plus 5 factorial. Era mai departe, ce putem face de un cap la altul, ce observăm? Scriem pe 5 putem scoate pe 5 factorial în factor. Deci egal cu 5 factorial pe lângă? 5 factorial pe lângă 1 supra 3 factorial plus ori 2 factorial. Așa. Plus 1 supra 2 factorial. Da. Plus 1. Plus 1. Și egal mai departe cu? Este egal cu 5 factorial. 5 factorial pe lângă dăm. Facem calcul. Cât da. Face? 1 supra? 1 supra 3 factorial 6 ori 6 ori 2, 12. Plus 1 supra 2 plus 1 pe 2. Plus 1. Egal. Și ca mai departe cu ce rog vorbește. Egal, aducem la același numitor. Da. 6, hai. 12, 7. 19 supra 5 factorial ori 19 supra 2. Așa vine, nu? Da. 5 factorial ori 19 supra 12. Supra 12. Și el, 5 factorial se mai poate explica fiind 1 ori 2 ori 3, ori 4, ori 5, ori 19 supra, ori 19 supra 12, 12 înseamnă 3 ori 4, 2 ori 4, și 12 ori 5, ori 19, da? Da. Cât face, rămâne o problemă banală. Altceva. Rezolvați ecuația. Rezolvați ecuația. La 2, combinări de N, toate câte 2, plus combinări de N plus 1 luate câte 2 este egal cu 36. Echivalent cu? Echivalent ce înseamnă combinări de N luate câte 2? După formulă, pur și simplu. N supra N factorial, N factorial. Supra supra 2 factorial pe lângă? Pe lângă n minus 2 pe un factorial. Plus? Plus. N factorial. Așa. N factorial supra? 2 factorial. Nu e n factorial. N plus 1. E n plus 1 factorial. Deci n plus 1 tot un factorial supra? 2 factorial. 2 factorial pe lângă diferența. N plus 1 minus 2 tot un factorial.
n plus 1 minus 2, totul factorial egal cu 36. Echivalentul, vorbește mai repede, mai repede. Echivalent cu n factorial. Așa. Între n minus 2 și n factorial, care e mai mare? N. Și îi spun pe ăsta mai mare, partea ăsta e mai mic. Și o să zicem, în loc de n factorial, zice n minus 2 factorial, ori. Ca să putem simplifica, să înțelege, da? N minus 2 factorial, ori. Orice factor urmează până la n. Așa, n minus 1 ori n, totul supra 2 factorial înseamnă 2, că e 1 ori 2, pe mânt că n minus 2, așa, plus n plus 1, totul factorial. Umblăm la n plus 1, că aici este n minus 1, dacă faci. Exprimăm cu ăsta mai mare, cu ajutorul ăsta e mai mic, ca să putem face simplificat. N minus 1 factorial, ori n, n, ori n plus 1, corect, totul supra 2 factorial, 2, pur și simplu 2, până că n minus 1 factorial egal cu 36, echivalent cu n minus 2 cu n minus 2 simplificăm, n minus 1 cu n minus 1, și ce urmează? N pe lângă n minus 1, așa vine? Da, da. Supra 2. Supra 2, da. Plus n pe lângă n plus 1 supra 2. N plus 1 supra 2, egal cu 36. Ce ar însemna repede Vlad 1? Vlad 1, da. Eu? Da, da. A, păi dă-o cum... Desfacem paranteză. Hai, desfacem paranteză. Așa. Asta, voi schimba ritmul, adică intervine barul ăla altul. Ca să vă prind dacă sunteți atenți. Minus n plus... Deci vine cât? N pătrat. Minus n plus n pătrat plus n. Da. Egal cu... 72. Echivalent cu? 2 n pătrat egal cu 72, rezultă n pătrat egal cu 36, rezultă n egal cu plus minus... Rezultă că n egal cu plus minus? Plus minus 6. Pe care luăm din cele două valori? Puțin. De care din cele două valori? Cel mai plus, că nu putem să combinăm cât e minus 6. Da. Deci înseamnă că n știu bine că e număr natural, da? Și vine că n egal cu 6 e soluția. Da? Alte ieșiți repede. Andreea, da. Combinări de n plus 1 luate cât e n minus 2, combinări de n plus 1 luate cât e n minus 2, plus combinări de n plus 1 luate câte n, egal cu 8. Avem n plus 1 factorial. Deci vine n plus 1 factorial. Supra n minus 2 factorial, pe lângă n plus 1 minus n minus 2. Am să scriu de sub. Deci am spus n plus 1 factorial. Supra n minus 2 factorial. N minus 2 factorial, pe lângă n plus 1 minus n minus 2. Nu, minus n plus 2, că se schimbă semnul. E așa, minus n plus 2 din cauza că minus se schimbă semnul, da? Da. Deci n plus 1, încă o dată, Andreea, n plus 1, minus n plus 2, minus n plus 2, totul factorial, plus n plus 1, da, supra n factorial, n plus 1 factorial, supra n factorial, pe lângă n plus 1 minus n, totul factorial. N plus 1 minus n, totul factorial, egal cu 8, da? Da. Echivalent cu? N plus 1 factorial supra n minus 2 factorial. N pe n se va simplifica și atunci, uitându-le la n plus 1 și la n minus 2, exprimăm pe cine? Pe n plus 1 funcție de n minus 2. Așa, deci vine n minus 2 factorial. Da, pe lângă. Pe lângă n minus 1. Așa. Ori n. Așa. Ori n plus 1. Așa. Totul supra. Totul supra n minus 2 factorial. Da. Ori 3 factorial. Ori 3 factorial. Plus. N, da. Plus. Pe n plus 1. Iar cu el se simplifică. Da. Se reduc, pardon. Se reduc. Și îl scriem pe n... Nu.
cine? Pe n factorial în funcție de n plus. Sigur că da. Pe n plus 1 factorial în funcție de n. Da. Dacă ăsta e mai mare, el mai mare în funcție de el mai mic. Să zicem, n factorial pe lângă n plus 1 supra n factorial ori? Ori 1 factorial. Ori 1 factorial egal cu? Da, cu. E echivalentul? N minus 2 cu n minus 2 se reduc. Da. Și avem. Se simplifică n minus 2. Cu n plus 2. N factorial cu n factorial. Da. Și ce avem? N minus 1 pe lângă n plus 1 ori n. Deci n minus 1 ori n plus 1 ori n supra 3 factorial. Adică 6. Nu așa facem? Da, 6. Plus n plus 1. N plus 1. Egal cu 8. Egal cu 8. Echivalent cu... aducem același numitor. Da. Și desfacem paranteze. Hai să vedem. Avem o dată n pătrat. N pătrat minus n. Deodată e a plus b pe lângă a minus b. Da. A la 2 minus b la a doua. Sau altceva. Ce am observat mai degrabă? Am observat că n plus 1 este și aici și aici. Putem să facem factor comun. Deci zicem n plus 1 pe lângă. N plus 1 pe lângă Vlad. Vlad 2. N plus 1 pe lângă. N plus 1 pe lângă n minus 1. Ori n. Ori n. N minus 1 ori n supra 6. Nu? Plus 1. S-a rămas 1 din partea asta. Egal cu 8. Egal cu 8. Alexandru, egal cu, echivalent cu? N plus 1 pe lângă n pătrat minus n pe 6 plus 1, egal cu 8. Păi, am scris asta. Am putea să împărțim prin n plus 1, să ducem n plus 1 supra 8 și să desfacem aici. Da, dar nu e avantaj. Nu cred că e avantaj, Andreea, pentru că vine fracția și noi cunoscută, noi bine trebuie să-l aflăm. Aducem același numitor și mulțim, da? Hai, deci vine n plus 1 pe lângă. Hai, Alex. Da. Pe lângă. Pe lângă n pătrat. Minus. N. Ha, minus n. Plus. Plus 6. Supra. Totul supra 6. 6. Egal cu 8. Echivalent cu. Hai, continuă, hai. N plus 1 lăsăm și să aducem la aceeași numitor 6 ori 48, deci vine N plus 1 pentru N pătrat minus N plus 6, 6 egal cu minus 48. Egal cu 48, da? Da. Da. Ce să facem aici? La ce vă gândiți? Andreea? Da. Ce-am putea face? Păi... să mulțim paranteza la ce să vedem ce altceva nu văd. Deci cât ar veni? N la a treia? Hai, te rog, vorbește. N la a treia minus N la a doua plus 6N. Da. Plus N pătrat. Da. Minus N plus 6 egal cu 48. Echivalent? Echivalent cu N pătrat cu minus N pătrat. Da. Rămâne N la a treia. Da. Plus 5N. Plus 5N, da. Plus 6 egal cu 48. Minus deodată 42. Nu, 40... 48 minus 6, da. 42, da? Da. Egal cu 0. Ce faci la ecuația asta? Schema lui Horner. Schema lui Horner, că e ecuația gradul 3. Da. Da? Deci încercăm schema lui Horner. Atunci, cât ar veni aici? Schimb coeficienții în ordine descrescândă, aluiem la 3, cât e coeficientul 1, aluiem pătrat, nu există, înseamnă fi 0, aluiem este 5 și termen liber minus 42.
Da? Deci să scriu în ordine descrescândă coeficienții tuturor puterilor. Coeficientul de la 3 este 1, al lui la 2 este 0, al lui la 1 este 5 și termen liber minus 42. Și încercăm divizorii termen liber. Plus minus 1, plus minus cât ar veni 2, plus 3, da? Plus minus 3, plus minus 6, merge 6, să vedem. Da, merge. Da. 6, plus minus 7, nu? Da. Și plus minus, cred că merge, 12 merge, ia vedeți. Nu. Nu merge. Dar, altul mai merge? Deci dacă descompunem 6 ori 7, 6 are pe 2, 3 și izul puș, e bine. Și plus minus 42. El însuși. Da? 21, dar și 21. Și 21, corect. Și 21. Și plus minus 42. Cred că acum e bine, nu? Da. Și atunci, primul coboară, nu. Începem cu 1. Primul coboară, totdeauna, și ăsta cu care, care încercăm se mulțește cu ăsta, se adună cu cel de sus și pune rezultatul jos. Deci 1 ori 1, 1 și cu 0, 1. 1 ori 1, 1 și cu 5, 6. 1 ori 6, 6 și cu minus 42, minus 30, cât? 36, da? Da. Trebuia să dea 0. Nu a dat 0. Tăie. N-a fost bun. Și acum încercăm pe minus 1. Iar încercăm. Primul coboară. Minus 1. Și cu 0. Minus 1. Minus 1. Minus 1 ori minus 1. 1. Plus 1 și cu 5, 6. Minus 1 ori 6, minus 6. Cu minus 42, minus 48. Nu. Cu 2. 1 coboară. 2 ori 1, 2, și cu 0, 2. 2 ori 2, 4, și cu 5, 9. 2 ori 9, 18. Și cu minus 42, face cât? 20 și... cât? 24, da? N-am mers. Încercăm pe... cât? Pe minus 2. 1 coboară. Minus 2 și cu 0, minus 2. 4 și cu 5, 9. Minus 18 și cu minus ăla, nu-i bun. Se vede că cu minus nu mi-este favorabil, pentru că la mulțire crește, tot minus va da aici. Deci o să încercăm acolo cu plus. Hai să luăm pe 3. 1 coboară. 3 ori 1, 3 și cu 0, 3. 3 ori 3, 9. Și cu 5, 14. Și 3 ori 14. Cât face? 42. Și cu minus 42, 0. 0. Și dacă un mers, o reținem. Da? Suntem încântați că am găsit o rădăcină. 3. Și acum, tot cu ea s-ar putea să meargă de două ori. Tot pe 3 o luăm, 1 coboară. 3 ori 1, 3 și cu 3. Acum ne uităm aici. 3 și cu 3, 9 și cu 14, 2. Nu va da 0. Dar ca să nu mai pierdem timp, cu ăștia 3 formăm o ecuație de gradul 2 și zicem n pătrat, 1 ori n pătrat, plus 3 ori n, plus 14, egal cu 0. Deci, 1 ori n pătrat, plus 3 ori n, 1 ori n pătrat, plus 3 ori n, plus 14, egal cu 0. Să zicem, n 1, 2, sau n 2, 3, egal cu minus 3, plus sau minus radical din 9, minus 4 la ce? 4 ori 1 ori 14, 4 ori 4, 56. Să vede că e delta negativ aici. Și nu mai aparțin numerilor reale.
în valor natural. E singur în care l-am găsit, nu e egal cu 3. Dar în exercițiu, ce am avut noi la un moment dat? Am avut combinări de câte? Cum era să mai zic niște? Combinări de M la de câte? Sau M plus 1 la câte M minus 2. M plus 1 la câte M minus 2. Combinări de M plus 1 la câte M. Atât, da? Ei, trebuie că ăsta de jos fie mai mare decât ăla de sus. Totdeauna. Că nu poți să combinări de 5 elemente să iau câte 7. Da? Deci totdeauna trebuie să întâmple, notăm observații, nu plus 1 trebuie să fie mai mare egal decât nu minus 2. Și este adevărat aici. Pentru că nu până să duce, ca și cum aș spune că nu e mai mare ca minus 2. De acord. Și nu plus 1 mai mare decât nu. Și atunci nu e egal cu 3, este soluția căutată. Ce a fost aici? Ce trebuia să știm? Trebuia să știm formulare de la combinare. Să știm să exprimăm factorialul mai mare, factorialul mai mic, ca să putem face simplificările. Și aici a fost momentul când am ajuns la ecuația asta de gradul 3, că voi știți foarte bine să rezolvați ecuația de gradul 2, deocamdată, atât. Dar gradul mai mare, de regulă, n-ați învățat. Deși ar fi trebuit asta, decât ecuația cu determinantul acela, asta o prefer pentru că de ea ne lovim. Iată la exercițiul ăsta, este unul din exercițiile date acolo și dacă nu știi să rezolvi ecuația asta de gradul 3, nu ai nicio șansă. Să mai vedem alte aplicații. Așa. Am făcut asta, hai să vă arăt și o chestie interesantă. Da. Vă amintiți că în clasa 8-a o să vă niște formule, nu? De calcul. Formule de calcul pe scurtat. Erau acele formule. Cât este A la a doua minus B la a doua? Așa. Eu o să încerc cu A minus B pe lângă A plus B. Apoi, cât este A la a treia minus B la a treia? Tot A minus B pe lângă A pătrat plus A B plus B pătrat. De unde știți că este bine? Păi vă puteți voi convinge, mulțiți cele două paranteze și veți constata că așa obțineți. Deci asta e formula diferenței a două cuburi. Cât este Vlad A la a patra minus B la a patra? Vlad 1. A minus B. Deci tot cu A minus B pornim, A minus B, pe lângă. Pe lângă A la a treia plus A pătrat B. Așa. B pătrat A. Plus A B pătrat plus B la a treia. Vlad 2. La 2 ce s-a întâmplat? Deci plecând de la A la a treia ca să facă cu ăsta A la a patra, A o descrește câte un pic și vine B-ul care îl ajută. Pe măsură ce crește o unitate, vine B-ul și îl ajută. Suma exponenților. Deci face 2 și cu 1, ăsta e 1, 2 și cu 1, 3. 2 și cu 1, 3. 3. Da? Cât este Alex? A la a cincea minus B la a cincea? Egal cu? Egal cu A minus B. Da. Pe lângă A la 4-a, da. Plus A la 3-a B, da. Plus A, B la 3-a, da. A la 2-a, B la 2-a. A la 2-a, B la 2-a, corect. Plus? Plus A, B la 3-a, da. Plus B la 4-a. Deci, încă o dată, am plecat de la 4-a ca
cu a înmulțit să vă obțină la 5-a și a o descrește câte un pic și vine B-ul și îl ajută. Cât este Vlad 2, a la 6-a minus B la 6-a? A minus B. A minus B, pe lângă... A la 5-a. A la 5-a. Plus A la 4-a B. Da. Plus... Plus A la 3-a B la 3-a. Foarte bine. Plus... A B la 4-a. Așa. Plus B la 5-a. Plus B la 5-a. Deci... Ai zis A la 5-a, a 4-a, a 3-a, la a 2-a, trebuia să spui, nu? A la a 2-a, B la a 3-a, aici ai grăbit un pic, vezi? A, deci câte unitate au descat? A la a 2-a, B la a 3-a, plus A, B la a 4-a, așa este? Și plus B la a 5-a. Da? Deci au, trebuie să vezi, 5, 4, 3, 2, 1, nimic. Iar pe măsură ce au descrește, B-ul la 1-a, 2, 3, 4, 5. Cât este Alex A la 7-a minus B la 7-a, egal cu? Egal cu A minus B. Da, pe lângă. Pe lângă A la 6-a. A la 6-a. Plus A la 5-a B. A la 5-a B. Plus A la 4-a B la 2-a. B la 2-a, da. Plus A la 3-a B la a 3-a. Plus A la a doua B. Da. Plus... A la a doua B, așa-i bine? A, B la, B la a doua. A, B la a patra, B la a patra. B la a patra, atenție. Da. Plus A, B la a cincea. Da. Plus B la a șaptea. Da. În general, la 1, nu se puncte. A la N minus B la N. La N este egal cu A minus B. A minus B. Pe lângă... A la N. A la N minus 1. A la N minus 1, corect. Plus, plus A la N minus 2. A la N minus 2 ori B. B. Plus A la N minus 3 ori B la N ori B la minus... A, B la a doua. B la a doua. Asta a fost la 1-a, da. La a doua. Plus. Plus A la N minus 4 ori B la a 3-a plus puncte, puncte, plus, punem ultima, A, B, la, N, minus 2. N minus 2, corect, plus? Plus 2, plus B la N minus 1. B la N minus 1, da? Așa arată A la N minus B la N. Aș vrea să-mi raționalizez, să-mi raționalizați fracția. Deci să se raționalizeze, ce înseamnă să se raționalizeze, să scăpăm de radical, da? 1 supra radical din 16, nu, hai să zic, 1 supra 4 plus 20, nu, revină. Radical din 3 din 16 plus radical din 3 din 20 plus radical de ordinul 3 din 25. Egal cu. Deci să raționalizăm această fracție. Egal cu 16 plus 20 plus 25 sătura puterea minus 1 pe 3. Am arătut. De ce mă înjuri, mă? De ce mă înjuri când spui chestia asta? E zis 16 plus 20 plus 25 la minus 1 pe 3. Dacă ar fi fost și operația și înmulțire, da. Atunci ar fi fost radicalul produsului, dar sumă de radical? Cum facem aici? Ar trebui să fie un cub perfect. Deci ar trebui să apară ceva la a treia. Și am putea să cu radical de ordin 3 din 4 minus radical de ordin 3 din 5. Deci tu te gândești să mulțim și sus și jos cu radical de ordin 3 din 4 minus radical de ordin 3, minus din, radical de ordin 3 din 5. Dar la ce formulă te-ai dus tu? La A la 3 minus B la 3. Deci A la 3 minus B la 3 este A minus B. Da.
pe lângă a pătrat și tu ai a pătrat, că ești radical și 3 din 16, îl poți scrie ca fiind radical indicii 3 din 4 la a doua. Plus radical indicii 3, în loc de 20, zicem 4 ori 5. Și plus radical de ordin 3 din 25, care zicem 5 la a doua. Și atunci ea observă că este aproape de formula a la 3 minus b la 3, în care avem partea a doua, a pătrat, adică radical indicii 3 din 4 la pătrat, plus ab, plus radical de ordin 3 din 4, radical de ordin 3 din 5, și plus radical de ordin 3 din 5 la a doua, și spune, dacă aș mai avea un a minus b, aș înmulți, aș fi avut aici în față un a minus b, adică radical de 3 din 4 minus radical de ordin 3 din 5, ar fi făcut, în urma calculului acesta, formula asta. Și atunci, nu face altceva decât să înmulțești cu asta, care este conjugata cu adevărat. Dar ideea este ce să facem? Să scăpăm de radical. Deci, să apară ceva la a treia, minus altceva la a treia, că atunci scapi de radical. Și iată, în vorbim de lucru, vorbește Andreea și vei avea. Radical indice 3 din 4, minus radical indice 3 din 5. Da, totul sub. Radical indice 3 din 4, minus radical indice 3 din 5, pe lângă alamente. Așa. Deci am pus și sus și jos. Am înmulțit și numărătorul și numitorul. Pe lângă. Radical indice 3 din 16. Radical indice 3 din 4 la a doua, ca totul la a doua, ca să se arăt toată lumea. Plus. Radical indice 3 din 4 ori 5. Radical indice 3 din 4 ori radical indice 3 din 5, ca să fie și mai vizibil. Da. Plus. Plus radical indice 3 din 5 la a doua. 5 la a doua. Și era mai departe cum? Păi cele două radical. Sus rămâne așa, radical de ordinul 3 din 4 minus radical de ordin 3 din 5, totul supra, jos. A la 3 minus B la 3. Ai tocmai formula A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat și face radical de ordin 3 din 4 la A 3 minus radical de ordin 3 din 5 la A 3 și egal cu radical de ordin 3 4, minus radical de ordin 3 din 5, totul supra 4 minus 5, că scapă de radical, 4 minus 5, egal cu minus 1, nu? Da. Și minus 1 va afecta pe ei de sus și va face radical de ordin 3 din 5, minus radical de ordin 3 din 4. Și iată calculul făcut. Deci, la momentul ăsta de raționalizare, dacă nu știam formula de aici, nu aveam nicio șansă să lucrăm. Da? Dar dacă v-aș fi dat așa, să se raționalizeze fracția 1 supra radical de ordin 3 din 7 minus radical de ordin 3 din 5. Radical indice 3 din 7 la a doua, așa, plus radical indice 3 din 7 ori radical indice 3 din 5, plus radical indice 3 din 5 tot la a doua. Deci tu ai văzut că acum ți-am dat a minus b. Deci am dat a minus b. Și care e bucata care îți lipsește? A pătrat plus ab plus b pătrat ca să facă a la 3 minus b la 3. Ca să facă asta la 3 și asta la 3, asta e bucata. Deci mulțim și sus și jos cu radical indice 3 din 7 la a doua. Radical indice 3 din 7 la a doua. Plus radical indice 3 din 6. Așa. Ori radical indice 3 din 5. Da. Plus radical indice 3 din 5 la a doua. Radical indice 3 din 5 la a doua. Totul supra. Cât este aici radical de ordin 3 din 7? Minus radical de ordin 3 din 5. Cât era înainte? Pentru că bucata care ai pus-o sus, da? Deci radical de ordin 3 din 7 la a doua, plus radical de ordin 3 din 7 la
7 ori, radical din 3 din 5. Da, radical din 3 din 5. Și plus radical din 3 din 5 la 2. Din 5 la 2, egal cu radical din 3 din 7 la 2. Radical din 3 din 7 la 2, plus radical din 3 din 7 ori, radical din 3 din 5, plus radical din 3 din 5 la 2, totul supra radical de ordin 3 din 7 totul la 3. Se strânge radical de ordin 3 din 7 totul la 3. Asta a fost și obiectivul. Minus radical de ordin 3 din 5 totul la 3. Și va face, sigur aici va face 2. Îi vine 7 minus 5 egal cu 2. Și raționalizat înseamnă că am scăpat de radicali de la numitori. Da? N-am mai scris încă o dată, dar trebuia să scriu exact asta și supra 2. Asta este rezultatul. Deci vedeți? Care e rostul formulelor acestora? Dacă știi formulele, foarte multe împrejurări poți acționa. Nu le știi, n-ai nicio șansă. Raționalizările de tipul acesta nu le poți face. Acum să mai vedem și alte formule. Iată cât este a la a doua plus b la a doua. A la a doua plus b la a doua. A la a doua plus b la a doua nu are nicio descompunere. Egal cu semnul de întrebare. Nu avem descompunere. A la a treia plus b la a treia. A la a treia plus b la a treia. Are descompunere. Cine o știe? A plus b. Deci A plus B, pe lângă, A plus B, A pătrat, minus AB, plus B pătrat. Plus B pătrat. Asta e formula lui A la 3 plus B la 3. Dar A la 4 plus B la 4. Nu are. Nu are. Dar A la 5 plus B la 5. Da. Are. Și cu cine este egal la 2? Cu A plus B. Deci A plus B începem la fel. Pe lângă? Pe lângă A la 4. Da. Minus A la 3 B. Vezi că scade, ca și înainte. Dar alternează semnul. Minus plus A la 2 B la 2 minus A B la 2. Așa. Plus B la 4. B la 4, da? B la 4. Alex, A la 6 plus B la 6. Aici se răspund rapid de dat, dar vezi că A la 7 plus B la 6. Egal cu? Egal cu A plus B. Egal cu A plus B. B lângă. Da. A la 6. Da. Plus A la 5 B. Plus A la 4 B la a doua. A la 4 B la a doua. Tot plus. Tot plus? Minus, minus. E minus, da. A la 3 B la 3. Da. Plus. A la 2 B la 4. A la 2 B la 4. Minus A B la 5. Da. Plus B la 6. B la 6. Iată, am văzut descompunerea aceasta. Se poate continua. Care e observația? La puteri pare nu am, 2, 4, 6, 9, dar la puteri impare am. Adică Vlad 2, A la puterea 2n plus 1, plus B la puterea 2n plus 1, are descompunere și începem cu Vlad 2. Egal cu A plus B. Da. Pe lângă A la n minus 1. Adică 2n. Că e 2n plus 1 minus 1, scade 1. A la 2n. A la 2n. Minus A la 2n plus 1. Ori B, da. Plus, plus A la 2N minus 3. A la 2N minus 2. Minus 2, da.
E o scară de câte o unitate, da? A 2 minus 2 ori B la A, minus. A la 2 minus 3 B la 3. Da. Plus și-a mai departe plus punct pe punct. Eu sfârșit să-l schimb pe ultimul. B la... B la... 2 N. 2 N. Uite, se termină cu pare. Uite, la 5 se termină 4. La 7 se termină cu 6. La 2 N plus 1 se termină cu 2 N. Începem cu A la 2 N, se termină cu B la 2 N. În... Vă puteți convinge că este bine dacă mulți îți pară în tezele, da? Și este clar. Cum să raționalizăm acum fracția 1 supra 1 supra radical indice 3 din 5 plus radical de ordine 3 din 7. Radical în 3 din 5 la pătrat, minus radical în 3 din 5, radical în 3 din 7, plus așa. Radical în 3 din 7. Deci s-a gândit la formula A la 3 plus B la 3, avem A la 3 plus B la 3 egal cu A plus B, pe lângă A pătrat minus AB plus B pătrat. Tocmai partea a doua nu avem. Deci înmulțim cu A la a doua, adică radical de ori 3 din 5 la a doua, plus produsul. Plus sau minus? Minus este mai. Minus radical vorbește Andreea? Minus radical C3 din 5 ori radical C3 din 7. Plus radical din C3 din 7 la 2. Supra? Supra. Radical C3 din 5. Plus radical C3 din 7. Care era de așa, mă? Dar în ducea în sus. Radical C3 din 5 la 2. Minus radical C3 din 5. Din 7 plus radical în 3 din 7 la 2. Și egal cu sus rămâne cât este acolo radical în 3 din 25, aici trebuie să scriu. Minus radical în 3 din 35. 35. Plus radical în 3 din 49. Da. Supra radical în 3 din... nu, 5 tot la 3. Adică 5. 5. 5 plus 7. Da? De radical de 3 din 5 la 3 face 5. Radical de 3 din 7 la 3 face 7. Da? Iată raționalizare. Iar dacă îți dau la, pe următoarea 1 supra la 2 1 pe radical de 3 din 16 minus radical de ori 3 din 12 plus radical de ori 3 din 9, e ca altul. Deci radical de 3 din 16, minus radical de 3 din 12, plus radical de 3 din 9, nu Vlad, 2, am zis. Alex, a ajuns tu? Da. Amplificăm cu radicalul din... Da, radicalul din 3 din 4 plus radicalul din 3 din 3. Plus radicalul din 3 din 3. El a văzut aici că 16 este radical de ordinul 3 din 4 la a doua. Plus radic, minus radicalul de ordinul 3 din 4 ori 3. Vlad, da? 4 ori 3. Și plus radicalul de ordinul 3 din 3 la a doua. Și a simțit că are formula A pătrat minus AB plus B pătrat, că îi trebuie A plus B, sus și jos. Da? Că formula A la 3 A plus B la 3 începe cu A plus B, pe lângă A pătrat minus AB plus B pătrat. Eu am pus jos. A pătrat minus AB plus B pătrat. Da? Am indicat la pătrat ca să ascund. Să nu vezi tu la prima vedere. 16 trebuia să-l vezi, că e 4 la 2. 9, 3 la a doua, adică pătratele aia aici, și produsul lor l-am asigurat, 3 ori 4. Și atunci e clar că mulțim și sus și jos cu radical de 3 din 4 plus radical de 3 din 3, adică să am pe A plus B, și totul merge și nu. Asta, da? Deci vine radical de 3 din 4 plus radical de 3 din 3, totul supra.
radical de ordin 3 din 4 plus radical de ordin 3 din 3, adică A plus B, pe lângă A pătrat, adică radical de ordin 4 din 4 la 2, minus radical de ordin 4 din 3 ori 4, ca să fie și mai vizibil de toată lumea, plus radical de ordin, nu de ordin 4, de ordin 3, da? 3 tot timpul. Radical de ordin 3 din 3 la 2, și acum voi avea radical de ordin 3 din 4, plus radical de ordin 3 din 3, totul supra A la 3 plus B la 3, se strânge tot asta. Da? A la 3 plus B la 3, care face radical de ordin 3 din 4, totul la 3, conform formulei. Plus radical de ordin 4 de ordin 3 din 3, totul la 3, și rezultatul va fi radical de ordin 3 din 4, plus radical de ordin 3 din 3, totul supra 4 cu 3, 7. Terminat. Deci, iată cât de importante sunt formulele pentru a face raționalizarea, da? Altfel, nu avem nicio șansă când e vorba de astfel de evaluare. Acum, cât am fost tabla, am să vă povestesc că în anii mei din urmă, cu mulți ani în urmă, făceam meditații la grup, grup mai restrâns, și am aplicat metoda aceea care o făceam eu. Aveam un succes teribil, pentru că cei care erau prezenți la meditații nu stăteau așa să copii unul cu altul. Că spuneam, acolo la comandă ești tu, Andreea. La comandă ești tu, Vlad. Și stop, treci tu. Stop, treci tu. Și nu știau care, când îi vine rândul și era destul de jenant ca atunci când treci la comandă să nu știi nimic. Și erau nebuniți, stăteau în priză maximă. În maximă priză. Știți cum? Ba, se spunea, bă, un pic mai încet. Era teamă că dacă cumva îi vine rândul și îl surprind, nu se simte confortabil. Deci era un fel de lucru încât când ieșeau de la mine, se lucra imens de mult și când ieșeau, erau, cum să spun, după două ori jumate de matematică făcută în ritmul ăsta, aveam pe unul, era băiatul unui prieten foarte bun de-al meu, era directorul la Schela de Petrol din Mănești și eram ca 21 de ani, 23 de ani la Liceul de Petrol din Mănești, acolo, 23 de ani și venea respectivul la meditații, duminică dimineața aveam și era grupa largă, foarte mulți. El venea de la discotecă, era zis, da, n-avea treabă. Dar zis, băi, te duci la ursă, băi, noi nu mă duc la nebunul ăla, că mă nebunește, mă termină, băi, ce fac eu acolo? În sfârșit, ajungea acolo și îl puneam special la comandă. Și îl țineam două ori la comandă pe el. Ca să fie cu adevărat chinul cel mare pentru el. Așa că asta era cheia succesului. Deci așa se îndrepta de reușeam să am performanță. Toți care îi făceau, luau la admitere. Asta era rețeta. Bine, acum am să... Au trecut numai bine. Continuăm cu aplicațiile, dar cu alte ieșiții.